Moldovenii ar putea călători în Ucraina doar cu buletinul de identitate, iar tarifele pentru roaming vor fi reduse. Declarația a fost făcută de către ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, în cadrul unei vizite oficiale la Kiev, unde a avut o întrevedere cu omologul său, Dmytro Kuleba, care la rândul său a declarat că va susține Republica Moldova în problema asigurării țării cu gaze naturale. În cadrul întrevederii, cei doi miniștri au discutat și despre proiectele care țin de conectarea infrastructurii ambelor țări, unul dintre care este construcția podului rutier peste râul Nistru, în apropierea localităților Cosăuț și Iampil. Popescu a mai menționat că este de neclintit sprijinul reciproc pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și Ucrainei, în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional. Suntem foarte cointeresați în aprofundarea relațiilor noastre comerciale. Am discutat puțin despre organizarea unui business forum, am vorbit despre posibilitatea traversării frontierei țărilor noastre doar cu un buletin de identitate biometric, fără a avea nevoie de un pașaport, și sperăm în curând să semnăm un acord în acest sens. La rândul său, ministrul de externe al Ucrainei a spus că va susține Republica Moldova în vederea rezolvării problemei energetice cu care se confruntă. Важливою темою наших перемовин була енергетична безпека Молдови та України. Un subiect important în discuție a fost asigurarea Republicii Moldova cu resurse energetice, dar și a Ucrainei. Noi deja i-am oferit un ajutor Republicii Moldova și vom continua să cooperăm în continuare. Nu există dubii în solidaritatea Ucrainei pentru Republica Moldova în aceste momente grele. Totodată, în cadrul vizitei sale la Kiev, Nicu Popescu a avut o întrevedere și cu președintele Consiliului de Administrație al companiei Naftogaz, Yuri Vitrenko, cu care a abordat soluțiile pentru furnizarea neîntreruptă a gazelor naturale în Republica Moldova. Discuțiile au avut loc în contextul cooperării bilaterale existente între cele două țări, subiectul principal fiind consolidarea interacțiunii în domeniul energetic, în vederea diversificării surselor de aprovizionare a Republicii Moldova cu gaze naturale și respectiv sporirii securității statului în acest sector.